V-am regăsit, dragii mei, este sâmbătă, analizăm săptămâna 3-9 iunie, să vedem ce ne aduc astrele, ce ne aduce 3, de exemplu, ne aduce intrarea lui Mercur în Zodia Gemenilor. La el acasă vom vedea imediat ce înseamnă asta pentru fiecare zodie în parte. Apoi pe 5 trebuie să știți că este cea mai norocoasă zi din săptămână, profitați maxim. Apoi pe 6 avem lună nouă, Luna nouă gemeni, alături de energiile care avem și un pic de Mercur, un pic de Jupiter, un pic de Venus. Și mai avem pe noi intrarea lui Marte în Zodia Taurului. Avem ce face în această săptămână cu toate aceste schimbări energetice prin care um, atât energia noastră cât și energia înconjurătoare se va schimba. Pregătiți de treabă, haideți să începem cu Zodia Berbecului, dragi berbeci! fiți foarte, foarte voioși pentru că, iată, pe 3 intrarea lui Mercur în zodia gemenilor vă va aduce foarte multe vești, vești bune, vești importante, vești pe care le așteptați, dar și o concentrare cum nu ați mai avut de mult. Este vorba de un Mercur care vă va ajuta să înțelegeți niște lucruri pe care până una alta nu le-ați înțeles. Și deja din trei încolo Iată, mentalul vă va ajuta din ce în ce mai tare și din ce în ce mai bine, veți rezolva tot felul de situații, veți purta tot felul de discuții, veți rezolva acte, vânzări, tranzacții și ce mai doriți voi să faceți. Bineînțeles, unii dintre voi se pot apuca de cursuri și de învățat, alții se pot apuca să schimbe vreo mașină, poate, dar până una alta lucrurile sunt în avantajul vostru din punct de vedere intelectual, cel puțin... O perioadă, că este și Jupiter acolo, nu este doar Mercur în zodia gemenilor, deci bucurați-vă maxim. Apoi pe patru, fiți foarte atenți la tot felul de situații care ar putea fi îngreunate un pic pe zona financiară. Poate că aveți de plătit niște bani sau poate că trebuie să înțelegeți cum stau lucrurile și să vă calmați un pic pe sfera, pe zona, pe domeniul financiar. Apoi, în data de 3, de 5, pardon, de 5 iunie, trebuie să vă pregătiți de mari realizări, de mari succese, trebuie să vă întindeți plapuma și să vă băgați, să vă gemotoșiți bine, pentru că este o zi foarte norocoasă. Bineînțeles, tot sub formă de vești bune s-ar putea să, să, apară norocul în această zi. Profitați din plin, răspundeți la e mail la telefoane, dați telefoane și e mail pentru că puteți rezolva cam tot ce vă propuneți și modul de abordare pe care îl veți avea nu va încape refuzuri. Apoi pe 6 iunie trebuie să aveți grijă, lună nouă, lună nouă interesantă, dar care vă ajută și ea. Dacă până una alta erau tot felul de situații la care vă gândeați, trebuia să începeți să vă decideți în anume direcții, să urmați anume drumuri, să luați taurul de coarne sau berbecul de coarne sau cine știe ce alte situații aveați de decis, iată, această lună nouă vă poartă gândurile, ideile și proiectele din punct de vedere intelectual vă ajută să dezvoltați foarte mult și foarte tare tot ceea ce vă puneți în minte. Așadar, începând cu 6 iunie, timp de două săptămâni, încercați să activați cât mai mult și cât mai tare pe acest domeniu al rezolvărilor în acte și în tot ceea ce înseamnă comunicare sau negociere. Apoi, în 6, după luna 9 trebuie să înțelegeți și faptul că unii s-ar putea să vă simțiți mult mai. Uh, poate mai de dimineață, poate mai pe seară, nu știm, depinde de fiecare, uh, dar s-ar putea să vă simțiți un pic mai apăsați sau un pic mai obosiți sau cine știe. E, dacă se întâmplă așa, să știți că este de la luna 9 și de la faptul că mintea începe să ocupe din ce în ce mai mult. Uh, controlul personalității voastre, să zicem așa. Apoi pe șapte fiți cu băgare de seamă, este o zi în care trebuie să învățați niște lucruri, este o zi cu lecții, lecții de performanță sau lecții privind responsabilitățile voastre și trebuie să vă ocupați din plin. Poate să fie de asemenea seara mai ales începutul de weekend și deja sâmbătă de dimineață trebuie să aveți grijă la câteva situații nerezolvate la timp care vă apasă ușor sau care se cer rezolvate urgent. Cât despre weekend, 8 și 9 iunie vor fi, iată, două zile atât de interesante. În primul rând, intrarea lui Marte în Zodia Taurului va aduce foarte, foarte multă... Dârzenie și focus apropo de ce vreți să dezvoltați de aici încolo, ca și proiecte financiare. Ce vreți să realizați, ce vreți să cumpărați, ce pași vreți să faceți și mai ales vă permite acest Marten Taur să vă organizați energia și să depuneți toată energia eventuală în unele zile pe zona financiară. Vreți să ajungeți foarte departe, vreți să schimbați un pic vibe-ul vieții voastre, vreți să vă bucurați mai mult de ceea ce aveți, vreți să aveți mai mult decât aveți până la prezent și asta se va vedea deja din weekend, dacă nu chiar mai devreme pentru unii dintre voi. Așadar, priorități financiare încep odată cu weekend-ul și mai ales de duminică încolo. Luni veți intra în mare forță pe pe 10 iunie veți intra în mare forță la, la lecții. De ce? Pentru că îl vom avea pe Marte, care nu este foarte bine aspectat la momentul respectiv, dar până un alta, bucurați-vă, patronul vostru Marte, patronul destinelor noastre în acest moment, acest Marte, vă ghidează pașii să realizați proiecte financiare cât mai importante, care... Sunt în puterea voastră, deci nu vi se cere imposibilul, nu vi se cere cine știe ce eforturi, ci pur și simplu aveți toate darurile necesare, aveți toată informația și toată energia pentru a vă pune la pași măreți din perspectiva bani, finanțe, personale. Tauri, Ascendent sau Zodie, dragii mei, Tauri aveți în felul... Următor, foarte multă energie odată ce de Marte va intra în zodia voastră și să studiem. 3 iunie este o zi în care trebuie să vă pregătiți și voi să vă preocupați mai mult de zona financiară. Deja Jupiter este în casa banilor pentru voi, da? Uh, mai intră și Mercur în această zi de 3 iunie, deja așa de luni, să vă pregătească, deci țineți-vă bine de portofel și încercați să dezvoltați cât mai mult acest domeniu. Știm că vă place. Apoi pe 4 iunie trebuie să aveți grijă, luna este în zodia voastră și de această dată ea vă cere să faceți un efort intelectual mai mare decât de obicei, să vă gândiți la voi într-un alt fel decât ați făcut-o până acum. Că este vorba de gândurile, nu știu, că trebuie să vă dați seama că nu vă iubiți suficient sau că sunteți prea dur cu voi sau că ați pierdut ceva teren sau depinde de harta fiecăruia. Oricum, cu cât vă gândiți la voi mai mult în această zi, cu atât mai bine zice ea luna în Zodia Taurului. Apoi pe 5, foarte mare bucurie pe care o puteți avea și voi, la capitolul financiar, bineînțeles. Deci stați bine cu banii sau cel puțin așa ar trebui. Nu faceți prostii de dimineață, încercați să vă țineți cât mai focusați pe ceea ce v-ați propus să realizați în această zi, nu fiți leneși, nu lăsați timpul să treacă pentru că este una dintre cele mai norocoase zile și o veți simți o. Jupiter n-a mai fost în casa banilor voștri de 12 ani și n-aveți timp de pierdut, trebuie să lucrați cât mai bine și cât mai tare pentru a face cât mai mulți bani apoi pe 6 deja luna 9 tot în zodia gemenilor și tot despre bani vă va vorbi este un moment atât de important în care trebuie să înțelegeți că nu întotdeauna cariera sau imaginea vă ajută pe cât ați vrea voi de tare să vă ajute să câștigați atât de tare cât v-ați dori deci una peste alta încercați să trageți eu știu, un rezumat Apropo de cât de tare vă ajută imaginea voastră sau ce mai aveți de lucru la imaginea voastră pentru a putea câștiga mai bine. După caz, unii ar trebui să faceți, de exemplu, multe să faceți un rebranding sau să faceți un brand sau cine știe, poate imaginea voastră nu e în concordanță cu serviciul vostru sau vedeți, e ceva de înțeles. Pe de altă parte, această lună nouă, timp de două săptămâni, începând cu 6 iunie, vrea de la voi să câștigați cât mai bine, dar mai ales vrea să vă bucurați de șanse, niște șanse pe care le așteptați de mult. Iunie este ziua în care trebuie să aveți în vedere un pas foarte important, cu atât mai tare cu cât un prieten, o prietenă, o persoană dragă sufletului vostru vă cam încurcăițele sau cam vă supără, vă enervează. Atenție așadar la critici și la răutățile prietenilor, dar mai ales la prietenii care suferă de complex de inferioritate. Pe acolo o să vă gândiți și de acolo o să încercați să rezolvați ce puteți rezolva. Feriți-vă de acest gen de persoane chiar dacă de obicei sunteți foarte învățați cu ei. 8 și 9 iunie, două zile majore și importante de mult și încă de aici încolo, cine știe câți ani vor mai trece până să simțiți energia așa cum o veți simți în acest weekend. În primul rând, intrarea lui Marte în zodia Taurului, în, acel timp, în același timp în care Marte este și patron de destine. Deci stă în puterea voastră să faceți și de aici mai departe vedeți voi. Unii depinde dacă sunteți zodie, taur și aveți ascendent în oricare altă zodie, aveți cu totul altceva. O să vă rog să vă uitați și la acea zodie. Dar pentru taur cu ascendent în taur, să zicem, de exemplu, va începe un moment în care încercați și începeți să vă accesați cele mai ascunse calități, cele mai importante energii, lucrurile alea la care nu v-ați mai gândit de mult și care vă puteau ajuta deja uh, până una alta și n-ați făcut-o. În altă ordine de idei vor fi și alte care s-ar putea să nu stea foarte bine la capitolul sănătate și să trebuiască să se îngrijească mai bine. Pe de altă parte, Marte, ca patron de destin la acest moment, vă zice că nu-i de glumă și dacă trebuie să vă ocupați de sănătatea voastră, ocupați-vă pentru că nu este a unui străin, este a voastră, da? încercați să vă dați tot interesul și să depuneți toată energia în a vă găsi resurse, soluții și a rezolva ce aveți de rezolvat apropo de sănătate. Gemeni. Dragi gemeni, aștept sau zodie, bucurii mari vă așteaptă încă o dată la mulți ani celor născuți în această săptămână. Mulți prieteni și multe cunoștințe și mulți, mulți pe care îi cunosc în zodia gemenilor. Vă pup și vă îmbrățișez. Și avem 3 iunie a intrarea lui Mercur în zodia voastră. Deja vă simțiți din ce în ce mai ok. Mintea e mai clară, probabil că este și pe ideea aia să apropie ziua de naștere și se schimbă cerul, dar iată, deja pe 3 iunie vă simțiți super, super în apele voastre și vă puteți liniști, vă puteți regăsi pilonii personalității sau lucrurile care vă aduc liniștea. Așadar, începând cu 3 iunie, lucrurile depind un pic de voi, de reacțiile voastre și mai ales de ceea ce comunicați sau de ceea ce nu comunicați. Așadar, dați bătaie cuvintelor și nu stați cu uh, noduri în gât și nici nu vă abțineți să spuneți ce aveți de spus. Apoi, pe 4 iunie este o zi în care trebuie să aveți un pic de grijă pentru că am putea spune că în mare parte unora dintre voi le este așa un pic, nu vă simțiți în apele voastre ceva vă încearcă, vă încearcă nervii sau vă irită. Este o zi în care trebuie să înțelegeți că nu întotdeauna e așa cum ne dorim și, iată, în astfel de momente trebuie să vă păstrați calmul. Cu cât vă veți enerva mai tare, cu atât mai mult gaz pe foc va veni, să zicem așa. Cu cât veți ști să abordați situațiile cu calm și cu împăcare, cu atât mai bine pentru voi. În altă ordine de idei veți avea. Un moment pe parcursul zilei sau mai multe, un moment de o oră sau de câteva ore în care trebuie să vă gândiți serios la ceea ce vă bucură și la niște bani, niște bani pe care îi doriți să-i faceți sau niște bani de care aveți nevoie repejor. Apoi, pe 5 iunie, ziua norocoasă a săptămânii, Doamne ajută, foarte multe lucruri bune vin către voi, sub toate formele, atât prin vești bune, cât și prin vibrații bune, energii bune. Totul va fi mult mai drăguț, totul va fi mult mai ok și cu atât mai tare cu cât pe 6 iunie este luna nouă la voi în zodie, ceea ce înseamnă că trebuie să vă restartați, fiecare aveți. Un mic restart al personalității. Aveți nevoie să urcați la această vibrație, iată, cu Venus, Jupiter și Mercur în zodia voastră, plus Soarele, vorbaia. Deci, niște energie atât de puternice. Pe alocuri s-ar putea unii să vă enervați, alții să fiți excesivi, alții să fiți doar superficial ok, și la interior nu tocmai. Dar dacă știți să vă păstrați calmul. Planeta care vă poate ghida cel mai tare va fi Mercur, odată ce este la el acasă, cu atât mai bine. Deci, încercați să vă bazați pe ideile voastre și pe mintea voastră, pentru că, iată, în acest moment atât de norocos în care trebuie efectiv să vă aliniați cu astrele și să vă ridicați vibrația la uh, înălțimea lui Jupiter și a lui Venus, și chiar vă recomand să faceți meditație și cu Jupiter și cu Venus în această zi, sau cu amândouă sau cu fiecare una dimineață, una seara, dar încercați să îmbrățișați aceste energii, pentru că, iată, cel puțin până în 8 octombrie aveți bucurii de la Jupiter și păcat să, să nu fiți pe vibrația care trebuie. Apoi, deja pe 7, fiți foarte, foarte atenți, luna nouă vă dă pe, pentru două săptămâni acest restart, dar pe 7 este o zi care vă dă o lecție, o lecție... La fel ca și la Taur, cineva de data asta nu dintre prieteni, ci cineva apropiat, cineva din familia voastră suferă că se simte mai jos decât voi, la propriu sau la figurat, poate că voi dați impresia că sunteți mai deștept sau poate că ei suferă de ceva complexe de inferioritate, atenție așadar la acest subiect. Apoi, dacă este o lecție, atunci asumați-o și învățați-o, asigurați-i că sunt la fel de deștept și la fel de important și apreciați-i și în felul ăsta lecția e învățată, toată lumea e liniștită și familia se bucură de realizări pe jor după. 8 și 9 iunie, două zile de weekend absolut interesante, intrarea lui Marte în Zodia Taurului vă pune și pe voi un pic pe ghimpi apropo de sănătate, dar nu este sănătatea de moment, ci este mai degrabă ceva ce se poate contura acum și se poate manifesta mai târziu. Deci, dacă vă știți că sunteți mai sensibili cu gâtul sau cu tiroida sau cu hormonii, fiți foarte atenți în aceste săptămâni care vin după 9 iunie încolo, cu atât mai tare cu cât s-ar putea să vă aducă niște nepreședințe. Ceri mai târziu, nu acum, pe loc, apropo de lichidele din organism, apropo de picioare, apropo de gută, atenție: care vă știți că suferiți cu așa ceva, dar la fel ca și la tauri, și pentru voi este nevoie să dați mai multă atenție sănătății mai ales la acele probleme cronice, acele probleme pe care le cunoașteți deja. Trebuie să vă aduceți mult mai multă energie pentru a deveni mai puternici, și în uh, ideea de bază ar fi că um, aveți nevoie să vă întăriți sistemul imunitar și sistemul limfatic. Deci, încercați să faceți o detoxifiere, încercați să vă hidratați cât mai bine și vedeți ce se întâmplă cu anume toxinele sau rezidurile din organism. E cam asta ar fi. Hai să vedem ce fac racii. Dragii mei, aștene sau zodierac, 3 iunie este o zi foarte interesantă și pentru voi, pentru că intrarea lui Mercur în zodia gemenilor va aduce foarte multe revelații. Începând cu 3 iunie, o lună de zile cam așa, Fiți pe fază la tot felul de gânduri, idei și revelații pe care le aveți, fie în stare de veghe, fie în stare de prezență, sau în stare de somn, sau în stare alfa, teta, vedeți voi. Sunt momente în acest tranzit care vă fac efectiv cadou tot felul de um, genul ăla de ideea potrivită la momentul potrivit. Cam așa se va întâmpla. Apoi veți fi și foarte curioși, mai curioși decât oricând. Mercur în Gemeni nu are cum să fie altfel decât cu multe curiozități, însă curiozitățile voastre nu vor fi către exterior, ci vor fi către interior. Deci veți dori să vă um, introspectați, vă veți pune sub lupă și vă veți gândi foarte mult la tot ceea ce se află în lumea voastră interioară, însemnând în corpul vostru, în lumea interioară a emoțiilor voastre și chiar în, în mintea voastră. Deci, un moment atât de minunat care poate să vă aducă toate aceste răspunsuri și revelații despre care povestesc. Apoi, pe 4 iunie, mare atenție la tot felul de situații care ar putea să fie sub formă de energii subtile. Ar putea să vă doară genunchii, de exemplu, ar putea să vă, vă piedicați foarte des sau să vă Observați că aveți un pic de greutate la mers, este doar în această zi, fix din cauza acestor uh, energii subtile. Apoi, pe 5, ziua norocoasă a lunii, fiți foarte atenți, în a doua jumătate a zilei se prefigurează vești importante și noroc. Ce se apropie de voi și ce se materializează și în funcție de ceea ce vă doriți voi. Poate că... Uneori este fix dorința cea mai mare, pentru alții poate să fie doar așa un mic norocel pe aici, pe col. Ideea este profitați să înțelegeți cum să vă rugați sau cum să spuneți lucrurilor sau cum să căutați sau cum să întrebați pentru a vă asigura că va veni răspunsul pozitiv la doleanțele voastre. Nu e doar o idee că să știți să cereți, ci este cumva un mod de aliniere, să zicem așa, cu o vibrație pe care încă nu ați înțeles-o și pe care trebuie să, iată, să faceți acest efort să o îmbrățișați și să o înțelegeți. 6 iunie luna nouă care, din păcate, pentru rac vine cu um, interes pentru sănătate mai mult decât pentru toate celelalte zodii. așa încât vestea bună este că toți cei care au de diferite probleme, fie ele, eu știu, răceli, fie ele uh, tot felul de lucruri sincope și mai știu eu ce altceva. Uh, inclusiv pe sistem nervos, inclusiv dacă ați suferit vreo gripă foarte urâtă, inclusiv dacă, uh, iată, încă o dată, picioarele vă sunt grele, ceva uh, vă cere uh, prin această lună nouă, să vă gândiți foarte mult la bucuria voastră de a trăi și de acolo, cum se manifestă ea în viața voastră și pot să spun că cei care nu sunt foarte bucuroși de ceea ce trăiesc, vor avea de lucru la problemele de sănătate. Din potrivă, cei care sunteți într-un entuziasm și într-o poftă de viață și într-o dorință de a ajunge departe cu viața voastră, nu cred că veți suferi cu sănătatea, ci mai degrabă o veți avea un moment din ziua respectivă în care vă veți aduna toate forțele pentru a porni la un drum nou sau pentru a vă planifica drumurile de aici înainte. Oricum ar fi că e cu sănătate sau că este cu entuziasmul al purtător, această lună nouă vrea să vă concentrați și mai ales în mintea voastră vrea să iertați, vrea să învățați să vorbiți despre iertare și să vă cereți iertare sau să discutați dacă cineva așteptați să-și ceară iertare de la voi. Apoi, pe șapte, mare atenție aveți și voi pe cineva care vă pune bețe în roate, vă enervează, cineva care face pe prostul, cum vine vorba, sau cineva care uh, vrea să vă domine prin diferite modele de dominare, unele mai subtile, altele mai pe față, așa încât încercați să descoperiți mușamalizările respective și să nu vă lăsați afectați. Dacă este cazul, nu fiți... Nu intrați în frustrare, asta vreau să zic, nu, fiți, nu lăsați tristețea să vă acopere, ci din potrivă încercați să vă lămuriți cu persoana respectivă, zicându-i că v-ați prins, de exemplu, care e treaba și că să termine cu semnalele <gânde> subliminale și să fiți ok și voi cu persoana și persoana cu voi. Iar pe 8 și pe 9, weekendul vine cu planuri mari la propriu și la figurat. Intrarea lui Marte în zodia Taurului vine pentru voi cu mari realizări profesionale, dar și faptul că Trebuie să vă gândiți la viitorul vostru și să vă apucați de proiecte pe care le puteți desfășura repede, repede sau cel puțin cumva să înțelegeți că energia pe care o aveți la acest moment va ajunge pentru proiecte cam vreo 2 ani. Deci trebuie să vă gândiți ce faceți în acești 2 ani și cum faceți să vă încărcați bateriile pentru eu o perioadă foarte lungă, să zicem 20 de ani. Deci, cumva, această trecere de la prezent la viitor, aveți nevoie de ea și Martin Taur, asta vă ajută să învățați să înțelegeți. Cât despre proiectele profesionale și financiare, Martin Taur are și acolo un cuvânt de spus. Trebuie să fiți foarte pe fază la aceste noi proiecte ce se arată sau pe care voi le-ați putea iniția. E drept, unii dintre voi sunteți mai cu pași mai mici, cum vine vorba, caracul, doi în spate, unul în față, și atunci, pentru aceștia, proiectele se vor arăta poate într-un an sau chiar doi, iar pentru cei care aveți acolo un zvâc și v-ați învățat să fiți determinați și focusați pe, pe carieră, e bine, acolo vor veni repejor, repejor, mai mulți bani și proiecte noi și frumoase. Ei, și dacă racul va cere o mărire de salariu, probabil mulți dintre ei, leul ce face leul? În primul rând, pe 3 iunie, dragilei, ascene sau zodie, fiți pe faza intrarea lui Mercur în zodia gemenilor va aduce foarte, foarte multe vești. Acest, aceste vești sunt pentru voi um, cărămizi pe care le puteți um, contura deja, fie prin idei, fie prin acțiuni, pentru un proiect de viitor sau pentru a vă construi viitorul mai frumos. Așadar, înțelegerea și concentrarea, dar mai ales veștile care vin odată cu Mercur în Zodia Gemenilor, vă vor aduce foarte, foarte mare succes pe cât de repede veți ști voi să puneți osul la treabă, cum zice românul. Pe 4 iunie, atenție, nu e tocmai drăguț, aveți un șef, o șefă sau o persoană care are acolo o autoritate deasupra voastră, care vă cam vă împrăștie nervii așa peste tot prin aura voastră și vă cam enervați sau este de-a dreptul, o luptă dârză între voi și o persoană de la serviciu sau chiar un șef-o-șef. Șef. Atenție, așadar, nu știu dacă este vorba despre o luptă în care cineva poate să câștige, cât mai degrabă este o luptă de consum, nimeni nu câștigă nimic de fapt, ci doar vă uzați unii pe alții. Apoi, pe 5 iunie, mare atenție la norocul acestei zile, sunt lucruri care vin de la exterior către voi și vin cu mari realizări. Luați aminte și faceți tot ce vreți voi să faceți. Norocul este de partea voastră, Jupiter vă poate schimba viața în bine, cel puțin până pe 8 noiembrie. Așa încât trageți tare de realizările pe care uh, vi le-ați propus în această zi și ulterior, bineînțeles. Apoi, pe aveți și discuții foarte importante într-un grup de oameni importati. Apoi, pe 6 iunie, luna 9, Zodia Gemenilor, care. Iată, nu vine cu, sănă, cu, probleme de sănătate sau altceva, ci vine cu planuri de viitor, vine cu discuții despre viitor, vine cu decizii frumoase și importante pentru viitorul vostru. Ia această lună nouă mai zice și faptul că undeva în plan spiritual aveți încă multe lecții de învățat. Deci, dragii mei, lei luminoși și frumoși, nu vă culcați pe ureche Așa cum că ați fi bine uh, în, uh, în plan spiritual, pentru că statul nu este de acord cu voi și zice că dacă nu vă faceți lecțiile, vă scoate la tablă. Și tabla respectivă este mai mult pe zona subtilă, așa cât să vă arate tot felul de revelații prin care să înțelegeți cum vine vorba lungul nasului și să vă apucați de, de diverse demersuri în plan spiritual. Apoi, deja pe șapte, aveți și voi o neplăcere cu o persoană care suferă de un complex de inferioritate. S-ar putea să fie vorba de situații legate de bani. Sau s-ar putea să fie vorba de oameni care depind cumva de voi, sunt sub voi, sunt uh, uh, angajații voștri sau sunt subalternii voștri. Deci, oricum ar fi, fiți atenți la uh, rădăcina poveștii, la rădăcina problemei, uh, că poate să discut, puteți discuta pe marginea unor uh, lucruri și, de fapt, nu acolo găsiți soluția și nici acolo nu veți înțelege cum stă treaba. Cu atât mai mult, atenție, dacă nu cumva acest complex de inferioritate se referă chiar la voi, adică voi să aveți niște frustrări datorită din cauza unor situații financiare. Vedeți, vă gândiți, ori din exterior, ori din interior, ori ambele. Ideea este că, într-o măsură mai mică sau mai mare, s-ar putea să vină de la bani. Și apoi 8 și 9 iunie, weekendul minunat, care zice așa, Marte vă impulsionează să creșteți. El vă cere să vă adunați toate forțele și să urcați cât de multe trepte în sus pe scara evoluției personale, să vă elevați și să depuneți foarte mult efort pentru a urca mai sus și mai sus și mai sus. Asta se va întâmpla atâta timp cât Marte va sta în zodia Taurului. Pentru unii va fi mai sus din punct de vedere profesional, pentru alții va fi mai sus din punct de vedere carieră, pentru alții imagine, pentru alții popularitate. Acum depinde și de harta fiecăruia. Cert este că acest Marten Taur nu vă lasă deloc în, în control, nu vă lasă deloc în confort și vă scoate și vă dă lecții și vă scoate la tablă să învățați și altfel de confort, să învățați și să ieșiți din zona de control. De exemplu, să terminați cu obsesia controlului și foarte multe alte lucruri pe care unii le au de învățat uh, din, la pachet cu aceste două situații, zona de confort și zona de control. Să zic că o zonă, nu e ea chiar o zonă, e undeva în mental, dar așa ceva. Controlul și confortul vor fi luate la lecții prin ajutorul energiei pe care Marte vă oferă din zodia Taurului, chiar dacă are el confortul lui Taurul, nu este același cu al vostru și de acolo iată niște lecții care vor fi startul acestei perioade prin care trebuie să demonstrați că dacă vreți să ajungeți într-o funcție mai înaltă, iată, Marte cere să vă supuneți la alt confort. Și dacă până acum stăteați la serviciu până la șapte, poate că vă cere să stați la serviciu până la opt sau până la 6, depinde uh, care este uh, traiectoria voastră din punct de vedere profesional și uh, energia pe care Marte vă oferă. Dragi fecioare minunate, avem pe 3 iunie o zi importantă pentru voi, cel puțin din perspectiva lui Mercur în Zodia Gemenilor. Acest Mercur care începe tranzitul la el acasă, dar nu în Zodia voastră, ci în cealaltă Zodia lui, vă cere să vă schimbați un pic modul de gândire, la fel dar alte contexte, la lei este alături de Marte în Taur, la voi este alături de Mercur în Gemeni, să învățați, iată, prin ghidarea lui Mercur și energiile care vor veni în mintea voastră sau prin exterior, prin dialoguri și discuții, să învățați să intrați într-o altă zonă de mod de a gândi și să experimentați altfel de gânduri, de decizii și de idei, dacă vreți să urcați mai sus pe fondul profesional sau, eu știu, poate vreți să uh, fiți remarcați, poate vreți să fiți numiți într-o funcție, poate vreți ceva spectaculos. Deci, iată, acest Mercur, prietenul vostru, vă cere să gândiți ca un geamăn, ca o geamănă și nu ca o fecioară, uh, ci cumva într-o altă ordine a ideilor, într-un alt mod de a vedea lucrurile și în alt mod de a comunica ideile voastre implicit. Apoi dialogul și apropierea intelectuală de șefii voștri uh, vor fi foarte importante. Apoi pe 4 iunie, mare atenție, tot despre modul de a gândi va fi vorba. Uh, poate că sunt mentori noi sau vechi, poate că sunt persoane de care vă era dor, uh, dar în tot cazul este multă zarvă, este, nu e haos, dar este o zarvă, o veselie, o cumva pare Poate că unii dintre voi veți și cheltui foarte mulți bani în această zi, poate pentru unii va fi o cheltală chiar și mai mare decât vă permiteți de obicei. Este o zarvă prin care treceți și care vă face plăcere. Acum, dacă vă face plăcere și cheltuiți niște bani pentru a vă face acea plăcere, asta este, faceți voi, rezolvați voi mai târziu și faceți la loc. Apoi, pe 5 iunie, succesul este de partea voastră, pentru că, iată, Mercur, pe de-o parte, dar mai ales ziua cea mai norocoasă a săptămânii 5 iunie vă oferă ceva, dialoguri importante despre serviciul vostru sau dialoguri cu persoane importante de la serviciul vostru. Vor fi și unii care își vor dori să schimbe serviciul și vor depune niște CV-uri, vor fi căutați la interviu, deci încercați să faceți toate demersurile pentru a crește profesional. Este ziua care vă poate aduce foarte mare noroc din acest punct de vedere, dar tot Mercur este acolo să vă ajute. Atenție că tot el este pilonul vostru, să zic așa. Apoi, pe 6 iunie, luna nouă, care vine cu energii noi, că asta înseamnă luna nouă, doar că pornește undeva de la o energie foarte uh, de vibrație mai joasă, să spunem așa, concentrați-vă să aveți de unde crește, Chiar dacă vă simțiți la fundul sacului, chiar dacă vă simțiți că nu sunteți în cea mai bună formă, o lună nouă în gemeni, nu are cum să fie altfel decât cu lecții. Deci cumva vi se, vi se taie mămăliga sau nu știu cum se zice când face cocolașe. Deci este un moment de genul ăsta când trebuie să înțelegeți că dacă vreți să ajungeți mult mai sus, dacă vreți să fiți altfel văzuți, dacă vreți ca subalternii voștri să vă asculte, dacă vreți o poziție de lider, dacă vreți să fiți pur și simplu mai deștepți sau mai bine văzuți prin inteligența voastră, bine, trebuie să vă afirmați, iar această afirmare nu sunteți obișnuiți cu ea. Deci nu este așa cum făceați până acum, ci trebuie să uh, luați altfel, să vedeți altfel, să acționați altfel, să gândiți altfel. Această lună nouă, practic asta zice, o, o nouă modalitate de a gândi pentru a urca din perspectivă socială, profesională sau din ce privește uh, ce văd ceilalți la voi, cum vă văd... Uh, cei care vă cunosc mai îndeaproape sau poate simpli trecători prin viața voastră. Apoi, pe 7 iunie, mare atenție că, la fel ca și la Leu, aveți și voi un, o luptă cu un complex de inferioritate al vostru sau al cuiva care vă apasă, dar poate să nu fie de prezent. Adică e ceva din trecutul vostru la care vă gândiți abia acum. Poate că e complexul vostru de inferioritate sau poate altcuiva care a încercat să vă coboare sau care n-a avut încredere în voi pentru că se simțea inferior vă. Oricum ar fi, măcinați bine ideea și încercați să rezolvați. Nu țineți în voi și nu uh, lăsați durerea să vă uh, roadă sufletul sau ceva, ci uh, încercați să rezolvați lucrurile cu cap. 8 și 9 iunie, intrarea lui Marte în Zodia Taurului și un weekend foarte interesant. Marte în Taur vrea de la voi să aveți succes. Apoi, ca patron de destine, el vrea un succes mai mult în zona, să zic așa, unde puteți împăca și capra și varza, adică atât în plan material cât și în plan spiritual și aș zice că nu prea vă lasă să faceți una fără alta. Adică dacă vă veți ocupa doar de material și nu luați în seamă și partea spirituală și divinitatea și, eu știu, sufletul și alte lucruri ale voastre sau ale celorlalți, să zicem călcați pe cadavre pentru a face bani, atunci cu siguranță nu va fi ok. Deci acest Martin taur vrea cumva să înțelegeți um, limitele pe care le puteți avea ca uh, și a depune energie pe zona spirituală și pe zona materială, unde e limita și unde e echilibru. Cumva despre asta va fi vorba. Vreți mai mulți bani, mai mulți bani trebuie să fiți și în plan spiritual mai uh, echilibrați. Sunteți prea în uh, spiritual, intrați și pe planul material să vă echilibrați și cumva această echilibrare a spiritului cu corpul sau cu zona materială, eu știu, portofelul vostru, va da o notă foarte pozitivă pe care Marte uh, o va încuraja o iată cel puțin o lună și jumătate de aici încolo. Dragi balanțe minunate, ascendent sau zodie, dragi balanțe dragi, intrarea lui Mercur în zodia Gemenilor, pe 3 iunie va fi și pentru voi un pas important și frumos. Mercur este unul dintre prietenii voștri și odată cu intrarea în zodia lui la el acasă va fi minunat pentru că vă va susține succesul, un succes intelectual despre care am mai vorbit și vom mai vorbi pentru că el va fi susținut de Jupiter în Gemeni până oho, în iunie anul viitor. Deci, iată o deschidere absolut interesantă și importantă prin tot felul de dialoguri despre ce poate fi mai de succes și mai, ce vă poate aduce mai multă fericire, va începe din iunie încolo în viața voastră. Apoi, pe 4 iunie, mare atenție la tot felul de neplăceri în zona spirituală, cineva se cocoață în capul vostru. Nu știu ce să zic, aș zice că nu este ceva de care trebuie să vă fie frică, dar este ceva care vă obosește destul de tare. Așa încât vedeți cine vă vampirizează de energie și de ce nu îi dați energia respectivă, de ce este mai degrabă cu ceartă și cu nervi când ar putea să fie un schimb de energie pur și simplu. Apoi, pe 5 e mare atenție că este ziua cea mai norocoasă din an, din săptămână aș vrea să fie din an, dar este și un pic cu mici neplăceri de dimineață. Deci de dimineață încercați să vă mențineți în formă pentru a nu rata norocul zilei. ca zi va aduce vești bune din străinătate, va aduce realizări pe care le puteți avea, va aduce mentor, ghizi, vibrații pozitive vă aduce tot ce vă trebuie pentru a începe să urcați pe scara succesului sau pe scara reușitei și să îmi dați feedback așa este și cât de multe vești bune în această zi le aștept, să știți. Apoi, pe 6 iunie luna 9, Zodia gemenilor la fel, vrea de la voi să vă ocupați serios de niște lucruri la care țineți cu adevărat și pentru care sunteți dotați intelectual. Deci mintea voastră, sub o formă sau alta, mai are multe de spus. Că trebuie să discutați, că trebuie să căutați colaborări, că trebuie să faceți un branding, că trebuie să faceți, eu știu, un mod de a vedea altfel piața și munca și toate cele. Deci este un moment în care trebuie să dați și voi un pic un mic restart în special principiilor voastre, mai ales a celor limitative, tocmai pentru a putea urca atât de sus cât vă doriți să urcați. Această lună nouă nu va aduce lecții, ci va aduce pur și simplu ghidare. Veți observa, veți vedea, vi se, va, vi se, vor ghida pașii sau din discuții, din aproape în aproape, voi vă ghidați sau cei care -s meniți să vă ghideze, vă vor ghida, iată, în această direcție a succesului. Pe de altă parte, această lună nouă are și o lecție. Această lecție vine dinspre felul în care vă consumați energia sau modul în care vă petreceți ziua. De exemplu, dacă sunteți lene și mare parte din zi, atunci e clar că succesul nu are cum să fie de partea voastră și va trebui să ieșiți din lene pentru a atinge acel succes. Dacă sunteți prea, nu știu, prea lăsați prea mult de la voi, dacă sunteți prea atenți la ceilalți, dacă dați prea ușor și nu știți să primiți. Tot felul de lucruri pe care le faceți ca și greșeli în viața voastră de zi cu zi. Toate astea trebuie schimbate, apropo de uh, micile schimbări despre care povestim. Apoi, pe șapte, mare atenție, ce se întâmplă, pentru că sunteți ușor cam obosiți. Este o oboseală venită prin diverse energii subtile. Unele pot fi sub formă de energii vechi care mustesc undeva în aura voastră, altele pot fi oboseală pur și simplu, altele pot fi atacuri energetice de la tot felul de persoane care vă dușmănesc. Și tot așa, vedeți voi ce aveți de făcut, pentru că ziua vă cere să vă aprofundați în energia voastră și să curățați tot ceea ce este pe acolo și ce nu, nu vă face bine. Pe de altă parte, atenție la sănătate. S-ar putea să fie vorba despre asta. Și, nu în ultimul rând, atenție este ziua în care intuiția vă poate ajuta extraordinar de tare. 8 și 9 iunie, două zile de weekend interesant prin prisma faptului că Marte intră în Zodia Taurului, iar asta vă va aduce foarte multe preocupări. Importante. Și acum, asta e, dragi balanțe, trebuie să aveți grijă, pentru că Marte, ziceam, este patronul destinelor noastre în acest moment, iar pentru voi intrarea lui Marte în Zodia Taurului pare să fie cea mai supărătoare. Și de ce așa? Pentru că dușmani ați mai avut, dar dușmani care să vă schimbe în rău niște lucruri nu prea. Aș zice că, mă rog, depinde și de harta fiecăruia, dar oricum, atenție la dușmanii care vor începe să vă dușmănească din această perioadă. Nu puneți gaz pe foc dușmăniilor, nu vă certați, nu dați ocazia dușmăniilor, pentru că s-ar putea să trebuiască să înfruntați niște dușmani. unele sunt sigure, nu, nu cred că le puteți evita sunt mai mult în plan subtil sau mai mult în plan spiritual, altele pot fi pur și simplu invidii, altele pot fi gelozii, altele pot fi, eu știu, tot o felul de persoane cu complexe de inferioritate și uite, tot așa, foarte multe situații care vă vor obosi efectiv. Așa încât, dragi balanțe, dragi, vedem cum va fi, se vede așa, da, ce entuziasm am trebuie să vă hotărâți să vă încărcați bateriile și să vă faceți protecție, o protecție sub o formă sau alta, indiferent că aveți ascendentul în balanță sau că sunteți născuți în zodia balanță, mai devreme sau mai târziu pe parcursul acestui tranzit de Marte în Taur, s-ar putea să vă confruntați cu unii dintre dușmanii voștri sau pur și simplu s-ar putea să-i atrageți pe acești dușmani prin faptul că nu știu, fără vreun motiv anume, doar că aveți voi niște calități pe care ei nu le au sau poate că ei au altele și nu, nu contează ce are altul e mai bun. Știți voi, tot felul de astfel de situații. Ideea este să nu vă lăsați sub nicio formă pentru că este o probă și, cum ziceam, acești dușmani nu par să vă lase cu ușurință, deci întăriți-vă bine adunați lângă voi aliații voștri și mai ales pe cei spirituali și în felul ăsta să vă puteți depăși perioada de Marte în Taur, o lună, o lună și jumătate în care predispoziția nu vă lasă. Greuț, greuț, dar o să trecem și prin asta, da? Dragi scorpioni minunați, aștepteți sau zodie, dragi mei scorpioni, aveți multe lucruri frumoase și mici lecții și voi. 3 iunie intrarea lui Mercur în Zodia Gemenilor, zice așa. Pentru scorpionii care sunteți interesați de zona spirituală, pică la țanc, vorba aceea, vă dezvoltă foarte mult calitățile, celelalte trei la ochi, clar viziunea și telepatia. Cei care nu sunteți interesați, deși mă îndoiesc că sunt mulți de acest gen, dar să zicem că există scorpioni nespirituali, veți începe să cochetați cu ideea de spiritualitate și să vă placă să intrați pe zona de telepatie, de exemplu, sau de a ghici genul ăla. Știți, când eram copii ne jucam tot felul de jocuri de cărți, să ghicim ce carte trage celălalt, niște jocuri de genul ăsta care sunt, sub o formă sau alta, mici cochetării, apropo de clar viziune. Deci, o dezvoltare pe această zonă, timp de o lună, de aici încolo, vine cu ajutorul lui Mercur în zodia gemenilor pentru voi. Apoi, pe 4 iunie, fiți atenți la gălăgia în cuplu. O gălăgie mare și urâtă. Și acum depinde. S-ar putea, eu uitându-mă așa pe săptămână, trecându-le așa prin imaginație mai mult, aș zice că vor fi cupluri care se pot despărți și alte cupluri care pot începe. Și vor fi și cupluri care se ceartă și se și împacă în această săptămână. Deci este o adevărat, un adevărat carusel emoțional, așa încât 14 iunie va fi startul trambulina sau vedeți voi despre ce gălăgie în cuplu va fi vorba. Apoi, pe 5 iunie, ziua norocoasă a săptămânii, s-ar putea să vă dea foarte multe uh, lucruri peste cap, dar într-o zonă mai subtilă, nu neapărat pe zona materială, s-ar putea să uh, vă faceți cu totul altfel de planuri decât ați fi crezut vreodată în viața voastră până acum. Nu știu, poate că lăsați deoparte banii pe care îi aveți la ciorap și vă apucați să faceți un credit, chiar dacă voi aveați banii necesari, vă apucați să faceți un credit pentru a cumpăra ceva. Creditul va veni. Sau pur și simplu vă veți juca așa cu niște curiozități sau cu un mod de a gândi pe care îl experimentați total schimbați, total altfel decât până acum. Deci nu mare ne-ar fi mirarea să vedem mulți dintre scorpioni foarte diferiți ca mod de abordare sau ca mod de gândire de aici înainte. Apoi, pe 6 iunie, luna nouă, zodia gemenilor este cea care va aduce mici lecții. Aceste lecții sunt mai degrabă um, de un echilibru intelectual, sunt mai degrabă pe zona asta de a ști că uneori, um, eu știu, calitățile voastre, magnetismul vostru și tot ce se întâmplă prin manipularea diverselor lucruri sau evenimente sau contexte, nu vă pot ajuta întotdeauna. Ei bine, această lună nouă în Zodia Gemenilor vă arată că unele lucruri se fac concret și altele pot fi manipulate prin calitățile voastre. E, aici este diferența. Această lună nouă vrea să vă ocupați de lucrurile pe care trebuie să le gândiți și nu să le manipulați. Vedeți, voi fiecare traduceți în viața voastră această idee. Apoi, pe de altă parte, luna nouă vă mai învață ceva și zice fiți alături de prietenii voștri, dar mai ales de cei înțelepți, de cei care sunt mai bătrâni, să zic așa, decât voi sau care au o dezvoltare mai amplă și mai mare decât a voastră. Emoțională, mai ales. Apoi, pe șapte, foarte mare atenție că aveți și voi o lecție pe parcursul acestei zile, ia zice așa, că vă gândiți la toate, numai la viitor, nu? Și că trebuie să vă treziți la realitate sau să vă treziți la viitor. Vedeți voi cum faceți. Gândiți-vă care este premiza cea mai importantă, care sunt planurile voastre de moment și apoi gândiți-vă bine, bine la următorii ani, mulți, dacă se poate, cel puțin vreo nouă de aici încolo. Și weekendul, weekendul acesta minunat, care pentru voi este cu adevărat minunat, e fără dușmani și fără răutăți, intrarea lui Marte în zodia Taurului vă va aduce diverse situații în cuplu. Acum, pentru femeile singure, aici clar și sigur, ascendent sau semn scorpion, acest Marte în Taur aduce dragoste o dragoste frumoasă, așa cum vă place vo, timbru cu scrisoarea, perfectă, minunată. Deschideți-vă telefoanele, e mail inima, ochii și uh, la drum, uh, la, că pe drumul iubirii. Pentru alți scorpioni, cei care se certau pe 14, pe 4, cum ziceam, uh, pentru voi este o împăcare. Uh, apoi, atenție, pot fi tot felul de situații mai importante decât eu știu, viața voastră personală, pentru că Marte, ziceam, este și patronul destinelor noastre, e bine, el vrea ca voi să aveți proiecte de cuplu. Deci, cumva, în destinul vostru, în această perioadă, cel mai important este să faceți aceste proiecte de cuplu. Să ghidați cuplul într-o direcție constructivă sau să participați, Marte, patronul vostru, care vă îndeamnă la construi, iată, vă cere această, în această perioadă să participați la construcția unui proiect frumos sau a unui cuplu frumos sau a unei familii frumoase sau vedeți voi în funcție de contextul în care vă aflați, cu atât mai tare cu cât în weekend luna va fi în zodia racului, o zodia familiei, o zodie cu care vă înțelegeți foarte bine sau cel puțin la fel de emotivă și de emoțională ca și voi. Deci toate demersurile, tot acest start Marten Taur pentru voi reprezintă apropierea de proiecte um, în sânul familiei sau în relația de cuplu. Dragi săgetători, minunați, aștetenenți sau zodie 3 iunie, este pentru voi un moment important. Mercur intră în zodia gemenilor și vă aduce, bineînțeles, o foarte mare capacitate, dar și o foarte mare densitate de idei. Veți interacționa cu foarte mulți oameni unii vă vor obosi, la finalul zilei cred că veți fi uh, cu mintea în colțuri, cum se zice. Din toate direcțiile, toată lumea vrea să vă zică ceva sau vrea să vă întrebe sau vrea să-i explicați sau vrea să-i argumentați. Toată lumea se deschide la vorbă. Să tot aveți energie să vorbiți cu toți. Și cel puțin vreo câteva zile după, după aceea tot așa va fi. După care, Mercur în Gemeni va rămâne pe zona de cuplu, un moment important în care înțelegerea și comunicarea vor fi absolut importante în relația voastră. Apoi, pe 4 iunie, atenție la gălăgie la serviciu și la tot felul de situații pe care trebuie să le rezolvați. Tocmai ce ziceam că toți vor să vorbească cu voi, e clar de unde și gălăgie. Apoi pe 5 unii e foarte, foarte, foarte frumoasă și foarte norocoasă această zi. Pentru unii va fi în noroc în dragoste, pentru alții noroc prin persoana iubită. Pentru alții că trebuie să vă bucurați pentru bucuria persoanei iubite. Deci oricum asta o este o zi fericită pentru voi și cei dragi ai voștri. Și în plus veți putea avea vești de la partenera partenerul vostru, veți putea avea vești bune în dragoste, acolo unde așteptați. Apoi, pe 6, mai ales că e în vibrația a zilei, este Jupiter care vă e patron și într-o formă foarte, foarte minunată în casa relației și a iubirii. da? Apoi, pe 6 iunie, luna nouă, această lună nouă, Zodia Gemenilor, zice că trebuie să învățați și aici depinde de fiecare și de ascendent sau dacă sunteți așa nesăgetători de zodia voastră, e bine să învățați ceva, fie alături de persoana iubită, fie să învățați să contractați la propriu, să scrieți un contract sau să citiți un contract, fie să colaborați, fie că veți dori să discutați despre asociere, că doriți să înțelegeți ceva despre o persoană sau despre dragoste. Oricum ar fi, este o lună nouă care vă deschide mintea către ceilalți. Și dacă până una alta tot ați discuta cu toată lumea, acum veți începe să vă gândiți la toată lumea. Este un proces interior, o schimbare interioară în care, într-adevăr, Jupiter în gemeni vă va ghida pașii cel puțin până în iunie la an. 7 iunie, ziua în care aș putea să zic că nu sunteți tocmai ok, luna neagră își pune cuvântul, este acolo în propoziția energiilor acestei zile, nu tocmai drăguță și mai aveți încă puțin până la final de iunie să scăpați de ea și să vă lase în pace, așa încât mai rezistați în această zi de 7 iunie, ea vă, vă pune într-o situație negativă care nu-i ușoară, nu-i drăguță, are legătură probabil cu cariera voastră, cu cineva important. Mă rog, o zi greuță aș putea spune și dacă pe 5 trebuie să trageți tare să fiți fericiți, să nu pierdeți o clipă, pe 7 o să vreți să treacă ziua cât mai repede și să se ducă învârtindu-se că nu mai puteți de, de stres. Asta e, sunt și zile de-astea în câte o săptămână sau când și când. Cât despre weekend, 8 și 9 iunie, două zile atât de interesante, intrarea lui Marte în Zodia Taurului va aduce, dragii mei, foarte multă reușită profesională. Va aduce multe, multe, multe proiecte și mai ales va aduce proiecte bănoase. Așa încât puneți-vă pe treabă și organizați-vă zilele, energiile și proiectele tocmai pentru a trage cât de tare puteți voi foloasele acestui tranzit. Și apoi, Marte, ca patron de destine, vă cere să mergeți într-o direcție nouă alături de un prieten, o prietenă, sau să vă asociați, poate, sau um, să vă lăsați ghidați sau să colaborați cu un prieten, cu o prietenă, pe um, treburi profesionale. Dragii mei, Capricorn, Iașene sau Zodie, dragi Capricorni, dragi, avem pe 3 iunie o zi foarte importantă, odată cu intrarea lui Mercur în Zodia Gemenilor, ceea ce pentru voi aduce foarte multă muncă. O muncă interesantă, o muncă cu cap și, bineînțeles, foarte multe vești despre muncă, așa încât dacă avem capricori care vor să schimbe serviciul, dacă avem capricori care așteaptă niște proiecte importante la muncă, niște vești legate de serviciu, ei bine, iată, după 3 iunie încolo, așteptați-vă să vă meargă foarte bine. Cu atât mai tare dacă vă gândiți, nu neapărat mâine, poimine, dar poate prin octombrie, noiembrie, să schimbați serviciul. Atunci ar fi minunat. 4 iunie este ziua în care aveți și voi destul de multă gălăgie, o gălăgie la serviciu sau cel mai probabil o gălăgie acolo unde sunt cu un copil sau copii, mai ales dacă lucrați în zona copiii, în legătură cu copii. apoi gălăgie alături de prieteni, unii s-ar putea să fie la distracție, alții pur și simplu să discutați așa în gura mare despre lucruri, alții să vă întreceți, să fiți în provocări, oricum o zi interesantă, n-a zice deloc grea sau ceva. Apoi, pe 5 iunie, ziua norocoasă a săptămânii, bucurați-vă maxim, maxim, maxim de tot ceea ce vine ca vese sau ca dialog sau ca discuție importantă la muncă. Ați putea câștiga foarte mult în această zi. Fiți pe fază și bateți, uh, bateți toacă ce să bateți, bateți fierul cât e cald, că nu mai știam. Deci, fiți foarte, foarte atenți la subiectul noroc la muncă și noroc dinspre colegi noroc despre proiecte, noroc de a crește foarte tare pe zona profesională. Apoi pe 6 iunie, luna nouă, tot la serviciu va fi. Dacă pe 5 v-ați bucura, pe 6 pare că lucrurile se mișcă foarte încet. Așa e la luna nouă, nu se mișcă repede. E obositoare ea ca zi, dar va aduce ce va aduce în următoarele două săptămâni. Proiecte noi sau subiecte interesante de rezolvat în contextul muncii. Apoi mai zice că trebuie să aveți grijă un pic cu sănătatea din cauza stresului sau din cauza certurilor sau din cauza faptului că țineți prea multe lucruri în mintea voastră, că vă concentrați prea tare, prea mult, prea des. Efortul intelectual uh, poate să coste un pic, atenție aș, aș, așadar. Apoi, pe 7 uh, iunie, Luna Neagră are acolo ceva de zis. Uh, pare că vă încearcă un pic. Uh, zice că aveți stres pe relația cu străinătatea și că acest stres uh, pare că nu se mai termină. Și mai mult decât atât, ieșirea din fecioara lunii negre și intrarea în balanță a lunii negre pentru voi va fi poate o perioadă și mai grea decât uh, pentru toate celelalte zodii, pentru voi și pentru uh, raci, pentru că vă împinge foarte mult să evoluați în acest context în care sunteți deja obosiți, sunteți tracasați, vă simțiți uzați, ex extenuați. Deci trebuie să, să știți, mai bine să vă zic decât să, să nu știți, la momentul final de iunie trebuie să faceți față unei, unui moment de o săptămână, probabil, sau depinde și de harta fiecăruia, motiv pentru care acum vreau să fiți foarte relaxați, chiar dacă eu zic grea, încercați să vedeți partea bună din ea și apoi mai vedeți voi la momentul început de iulie ce faceți și cum faceți. 8 și 9 iunie, deja weekendul, vine cu Marte în Zodia Taurului, acest Marte minunat care vă poate schimba cu ajutorul prietenilor niște lucruri importante în familie sau poate că prietenii voștri vă ajută să demarați niște proiecte de familie sau să înțelegeți sau să construiți împreună cu prietenii sau să faceți, eu știu, case în oglindă sau lucruri de genul ăsta. Un moment minunat în care aveți toată energia, tot sprijinul, toată susținerea, atât la interior cât și la exterior, să faceți lucruri mărețe, dar și costisitoare. Deci, pentru a construi un imperiu trebuie să uh, dotați, uh, eu știu, cu tot felul de uh, utilități uh, casele respective sau ați înțeles la ce mă refer. Deci, cumva, o capacitate și o deschidere enormă care se poate uh, contura la acest moment și când am zis de imperiu și de utilități, mă refer inclusiv la posibilitatea de a vă construi alături de un prieten, o prietenă, un proiect imobiliar. Dragii mei, vărsători, ascendenți sau zodie, vărsătorii mei, dragi, 3 iunie va fi o zi interesantă. Intrarea lui Mercur în zodia gemenilor este pentru voi un moment unic și frumos, pentru că acolo în Gemen se mai află și alte, și alte planete, cu atât mai mult cu cât Mercur este unul dintre prietenii voștri. Deci, iată, vi se deschid niște drumuri noi și aici drumurile sunt către liniște, pasiune, suflet, emoții, dar când zic liniște, nu mă refer că veți fi foarte liniștiți, ci mă refer că pasiunea, emoțiile și toate astea vor fi liniște line vor fi cu succes, vor fi niciun caz negativ, asta vreau să zic. Deci, discutați cu prietenii voștri, discutați cu cei pe care îi iubiți, apropiați-vă și vorbiți, lăsați-i și pe ei să vorbească și puneți umărul la o mare și frumoasă poveste, fie a de iubire, fie a de prietenie, fie eu știu, o aventurare în, într-un sport, ceva, sau un proiect intelectual inclusiv. Apoi, pe 4 iunie, atenție la gălăgie, o gălăgie acasă. Fie cineva, vreun vecin vă bate în cea, fie cineva nu este tocmai ok, acolo, la ușă, sau în casă, sau în afara casei, dar oricum, Casa este cea care este vizată, familia, casa, energia casei. Atenție, cei cu, cu gălăgie asta și sperăm să fie o gălăgie pozitivă. Acum pare că vă nu vă place gălăgiea respectivă, deci ori sunt prea gălăgioși membrii familiei și nu puteți dormi, ori sunt vecinii gălăgioși și atunci nu știm cum stă treaba. Apoi, pe 5 iunie, mare atenție, este o zi enormă. Este o zi uh, cum. Uh, zic la tenis, comentatorii, monstruoasă, așa de norocoasă este ea. Norocoasă pe toate planurile și din toate punctele de vedere, dacă vă ascultați sufletul și mintea în egală măsură, este pe suflet și pe minte și cu atât mai frumos și mai minunat va fi dacă le ascultați pe amândouă deodată. Deci bucurie mare, bucurie frumoasă legată de tot ceea ce vă doriți voi sau tot ceea ce își dorește mintea voastră sau sufletul vostru, vedeți, sau amândouă. Apoi, 6 iunie, luna nouă, această lună nouă în gemeni care vă cere să vă gândiți la lucrurile pe care le puteți construi, crea la propriu sau la figurat și la oamenii alături de care puteți construi și crea. Unii s-ar putea să trebuiască să vă gândiți la copii, alții s-ar putea să vă gândiți la prieteni, alții la părinți, alții la persoanele alături de care puteți crea și construi lucruri în plan profesional. Oricum ar fi, trebuie să aduceți, să însuflețiți mai mult viața voastră, să aduceți mai mult sufletul în prim plan sau să trăiți mai mult cu sufletul. Apoi, pe șapte, iată, avem o zi în care luna neagră vă cam dă bătăi de cap, acum ea vă tot obosește pe dușmani un pic, pe stres un pic, pe la muncă un pic, aveți și voi oboseala voastră, este un moment de niște luni bune încoace, mai durează încă puțin, după care veți face genul ăla de relaxare, gata, s-a dus, ducă și uh, veți, uh, veți avea cel puțin vreo 8 luni. Liniștite. Deci începând cu iulie. Până în iulie însă mai răbdați un pic. Luna neagră e luna neagră. Ea aduce după ea ca o, ca o uh, golește aspiratorul, ca să înțelegeți. Cel mai simplu, asta ar fi explicația. L-a golit și acum totul mai golește și tot mai e și tot mai e. Apoi, pe 8 și pe 9 iunie sunt două zile importante și foarte, foarte, foarte um, pline, în primul rând pentru că sunt zile de weekend, dar și pentru că ele vin cu o energie nouă care vă scot din confortul vostru. La fel ca și pe lei, la fel și pe voi, Marte în taur vă pune la treabă. Dacă până acum Marte vă schimba un pic pe zona de ambiții și mai ales să discutați despre ambițiile voastre, acum Marte vrea cu totul altceva, vrea să vă găsiți locul, vrea să fiți la locul vostru. Deci dacă ați luat având prea tare și ați ars niște etape și nu ați trăit ceea ce era de trăit, iată acest Marte în Taur vă va pune să trăiți acele etape și să nu treceți prea ușor garața prin apă, prin experiențe. Deci așteptați-vă la o perioadă de lecții, cel puțin e bine, nu e cu dușmani și cu răutăți, e pur și simplu faptul că trebuie să înțelegeți că uneori Trebuie să luați lucrurile cu răbdare, trebuie să le faceți cu calm, trebuie să înțelegeți fiecare pas, trebuie să asimilați fiecare eu știu, experiență pe care ați trăit-o și să nu zbugiți așa la fugă prin viață, grăbindu-vă sau făcând eu știu, lucrurile doar care credeți voi că ar fi importante, pentru că, vorba aceea, sunteți autentici, autentici, dar sunteți parte dintr-un univers întreg. Și nu puteți să simplificați întotdeauna așa cum v-ați dori voi. Iar în aceste demersuri pe care trebuie să le faceți, în aceste lecții pe care le veți învăța, veți vedea că lecțiile vă vin tocmai de la cei care vă cunosc cel mai bine, adică de la familie, de la cineva apropiat sau, după caz, cineva care va veni la voi în vizită sau poate cineva care se va muta cu voi. Acum există și varianta, vom avea doamne și domnișoare vărsători mai ales, care își vor găsi, uh, care vor oferi uh, compania uh, bărbatului lor să, să, locuiască împreună la ele și nu la ei și invers vom avea uh, bărbații zodiei care își vor scoate partenerele din confort și le vor uh, cere să-și găsească locul alături de ei. Dar una peste alta împreună își vor căuta locul, mai ales că știm foarte multe cupluri, eu cel puțin știu, nu știu, cred că și voi, vărsător cu vărsător, cupluri care, iată, își învață acum lecția conviețuirii împreună, să spunem așa, sau dacă e unul vărsător și la altul ascendem vărsător, tot acolo ajungem cum este să locuiți și să vă scoateți din confort unul pe celălalt și va dura cam o lună, o lună și jumătate până ce veți învăța și veți colabora așa cum trebuie, umăr la umăr, să construiți un imperium. Și am ajuns la pești, dragii mei, dragi, aștept sau zodie, chiar vorbeam mai devreme cu o prietenă născută în această zodie și mă întreba până când mai e greu la pești, mai e un pic, un pic nu mult. 3 iunie, dragii mei, este ziua în care Mercur în Zodia Gemenilor nu vă lasă deloc de capul vostru și vă cere să învățați. Vă cere să învățați comunicarea în familie și să vorbiți despre lucruri pe care până acum nu le-ați atins ca subiecte și să căutați, eu știu, un arborele genealogic și să găsiți informații care vă vor fi foarte utile. Dar de asemenea vă cere să vă deschideți ca și mental și mentalitate către cei apropiați. Apoi pe 4 este ziua în care, iată, aveți multă gălăgie și voi această gălăgie pare să fie o ceartă, o contradicție sau o ceartă cu cineva. 5 iunie, ziua norocoasă a săptămânii, Jupiter este acolo în vibrația zilei, deci profitați maxim, maxim, cu atât mai tare cu cât este patronul vostru alături de Marte, alături de Mercur și se pregătește luna nouă. Deci trebuie să înțelegeți niște lucruri pe care până acum nu ați vrut să le înțelegeți sau nu ați vrut să le acceptați. Norocul vine sub o formă sau alta, dar dacă nu acceptați acele lucruri, s-ar putea să nu vedeți norocul, să știți. Apoi, pe 6, 6 cu luna nouă, lecție, lecție, lecțioară, cine e cel care învață cel mai repede din țară, trebuie să învățați să sintetizați. Cam asta vă cere această lună nouă în gemeni, vă cere să vă gândiți care sunt lucrurile importante, care sunt lucrurile pe care vă bazați, care sunt lucrurile minore, care contează, care nu contează, care au un aport major, care... și uite așa să faceți sinteze după sinteze. Unele prin comunicare, altele prin mental, gândindu-vă pur și simplu, sau discutând, povestind cu cei dragi ai voștri despre subiecte, eu știu, care vă interesează. Așa încât tot ceea ce ține de sinteza, inclusiv în comunicare, mă rog, va fi o perioadă în care efortul intelectual pare să nu se mai termine, dar este un efort în familie, culme acolo unde n-ar trebui să fie o comunicare cu efort. Că sunt contradicții, că voi nu vreți să acceptați sau să înțelegeți, că Saturn vă împinge să înțelegeți anumite lecții, luna nouă vă cere și altceva și uite, așa vă obosește, sau pur și simplu intrați într-o perioadă de reformă intelectuală și atunci toate vă, se vor derula sub această formă de mic haos în mintea voastră un haos care se va așeza prin comunicare și prin înțelegere. În plus, toată această lună nouă vă cere să vă faceți auziți, dacă încă nu v-ați făcut auziți, dar mai ales de cei apropiați ai voștri. Apoi, pe șapte, luna neagră nu se lasă, are ea ce are cu voi. Luna neagră zice că mai aveți încă stres în relația de cuplu și lucrurile nu sunt ușoare cel puțin până la final de iunie. Cât despre weekend, 8 și 9 iunie, două zile interesante, intrarea lui Marte, Zodia Taurului va face totul în acest weekend, deci veți simți această schimbare de energie și a zice că este chiar în avantajul vostru, dacă pe unii chinuie pe voi, chiar vă ajută foarte mult, vă ajută financiar și vă ajută în sensul de a vă aduce ceea ce aveți nevoie, cum se spune, la botul calului, cam așa vor veni către voi prin tot felul de energii, prin tot felul de situații și prin a fi oamenii potriviți la locurile potrivite, în momentele potrivite, o sincronizare absolut minunată. Ideea este că Marten Taur vă va cere să faceți niște schimbări, schimbări în personalitatea voastră pentru a putea câștiga mai bine sau pentru cei care lucrează în vânzări sau care lucrați în, în, în contabilitate sau în lucruri de... de posturi de gen marketing, management, bancă și foarte multe administrative sau în contactul cu publicul, toate acestea vă cer uh, o altă abordare sau poate că pur și simplu vă veți apuca să faceți niște cursuri. Și dacă nu aveți uh, în plan uh, vreun curs, dar totuși vreți să învățați ceva, v-aș recomanda marketingul și managementul, dar marketingul primul pe listă în această perioadă cu tot ce vă poate aduce el ca și plus profesional mai târziu. E, cam asta ar fi, dragii mei, vă mulțumesc mult, mult, mult de tot că ați rămas cu mine, iată, încă o dată am depășit o oră și un sfert. Vă mulțumesc tare, 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 hai să fie minunat și pe 5, și pe 3, și pe 6, și chiar și cu Marte Taur pentru toată lumea să fie cu multă energie pozitivă și cu destine frumoase. Vă îmbrățișez și ne vedem sâmbătă să povestim despre săptămâna următoare când avem alte și alte aspecte și vom vedea deja uh, sâmbătă viitoare. Până una alta, încă o dată, la mulți ani, la mulți ani copiilor din noi, copilului interior, cum vine vorba, la mulți ani celor născuți în această săptămână și ne vedem sâmbătă la horoscop. Pupici-pupici!